Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Spitalele fac un apel pentru donații. CFR Călători a suspendat unele trenuri. Termenul de depunere a declarațiilor fiscale rămâne 25 martie. Apel pentru donații. Spitalul Municipal din Onești a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru un laborator de testare în masa COVID-19. În acest moment, Spitalul din Onești tratează cazuri infecțioase de la nivelul județului, altele decât cele cu virusul COVID-19. Unitatea are amenajată și o zonă pentru cazurile suspecte de COVID-19, compusă dintr-un salon cu 3 paturi și unul cu un pat. Din banii strânși se vor achiziționa și echipamente de protecție și dezinfecție absolut necesare pentru securitatea personalului medical. Și angajații Serviciului de Ambulanță Județean au nevoie de fonduri pentru a achiziționa echipamente de protecție. Angajații au făcut un apel public către toți care ar putea dona sume, indiferent de valoarea lor, Asociației pentru Ambulanță, pentru a achiziționa materiale dezinfectante, măști și mănuși. Raja a dispus noi măsuri de protecție a securității și sănătății personalului, dar și a abonaților, ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul după ce a fost decretată starea de urgență. În întreaga arie de operare, programul structurilor care implică relații cu publicul se desfășoară fără interacțiunea directă a angajaților Raja cu persoanele din afara societății. În acest sens, clienții au la dispoziție variante electronice sau telefonice pentru diferite operațiuni și asistență. Excepție fac caseriile Raja, care vor avea program normal de lucru cu publicul. Raja însă recomandă tuturor clienților societății să evite crearea de cozi și să respecte distanța între persoane de cel puțin 1,5 metri. Angajații ai Direcției Generale de Asistență Socială din Onești au venit în sprijinul persoanelor care nu pot ieși deloc din casă în această perioadă și au mers la cumpărături în locul lor. Vorbim de persoane care se află în autoizolare sau persoane vulnerabile care nu au aparținător și le este dificil să meargă să-și achiziționeze produsele de care au nevoie în această perioadă. Produsele au fost achitate de către beneficiari pe baza bonului fiscal. Dacă sunteți într-una dintre aceste situații și nu puteți deloc părăsi locuința, în această perioadă puteți cere ajutorul Direcției Generale de Asistență Socială din Onești. În curtea Spitalului Municipal Sfântul Erar Dr. Luca din Onești sunt amplasate două corturi epidemiologice. În primul se face triajul simplu, iar în cel de-al doilea triajul bolnavilor de viroze respiratorii. Detalii urmăriți în materialul următor. Toți pacienții, vizitatorii, toți cei care apelează la serviciile medicale oferite de către Spitalul Municipal Onești vor fi obligați să treacă de la poartă prin acest cort, unde vor fi investigați, o investigație primară, un triaj practic, da, în a stabili dacă au fost expuși, dacă vin din zone unde există incidență cu virus, după care ulterior, dacă îndeplinesc condițiile, vor putea să meargă la diferite servicii medicale, cabinete medicale din Spitalul Municipal. Practic e o măsură să nu infectăm și personalul medico-sanitar. Exact, și nu numai personalul medico-sanitar, ci și pe ceilalți pacienții Spitalului Municipal. Ne gândim să extindem puțin, să spun eu, funcționalitatea acestui centru de triaj, și anume ca toți cei care trec prin acesta, în funcție de starea în care se află din punct de vedere medical, vis-a-vis de coronavirus, să primească 3 brețări. Brețară albă înseamnă că este liber să meargă oriunde, atât în unitatea medicală din Onești, cât și prin oraș. Brețara galbenă ar însemna că vine dintr-o zonă unde i-a existat sau există incidență cu virus, dar nu este contaminat și atunci trebuie izolare la domiciliu 14 zile. Sau brețara roșie, unde clar se constată că există contaminare sau suspiciuni majore de contaminare cu coronavirus și atunci se aplică, să zic, protocolul în acest caz. Vă întreabă acum cineva, Silviu vă întreabă, avem până această oră vreun caz confirmat de infecție cu coronavirus în Onești? Până ieri la orele 14, ieri. Astăzi suntem vineri. Până pe 12 martie, la orele 14, la nivelul județului Bacău, nu a existat niciun caz. Astăzi nu avem informații în acest sens, de ieri de la 14 până astăzi, ce vă pot spune că toate informațiile legate de situația cu persoane care pot fi contaminate
există suspiciuni sau sunt în situația de autoizolare la domiciliu, toate informațiile le pot oferi doar cei de la Direcția de Sănătate Publică Bacău. Noi am făcut o solicitare în scris, mă refer la Primăria Municipiului Onești, încă de ieri. Ați primit răspunsul? Încă nu am primit până astăzi. În dată ce vom primi răspunsul, cu o echipă mixtă formată din reprezentanții poliției locale, poliției municipale și reprezentanți de la Direcția Generală de Asistență Socială Onești, vom merge la domiciliile celor care trebuie, conform legii, să fie autoizolați la domiciliu și să verificăm dacă aceștia îndeplinesc condițiile impuse de lege și le respectă, mă refer la condiții aici, să nu plece de acasă în perioada de carantină și așa mai departe. Vom verifica și dacă, ferească Dumnezeu, sunt situații excepționale, vom informa Direcția de Sănătate Publică și poliția pot trasa anumite măsuri. Știți că s-au amendat cu câte 10.000 de lei persoane care eu îi consider total irresponsabil. Să știi că poți fi contaminat și tu să te plimbi liber prin comunitate. Ne mobilizăm de o manieră în care să căutăm soluții, să spun, suplimentare pentru a crește siguranța cetățenilor. Aceasta este prima măsură, un centru de triaj înaintea accesului persoanelor la Spitalul Municipal Onești și vom continua cu diferite măsuri pe care le gândim, acum v-am spus, perspectiva aceasta cu brețările și alte măsuri, tocmai pentru a încerca să venim în sprijinul tuturor locuitorilor municipiului Onești. Vă mulțumesc! Fac apel la responsabilitate și îi rog pe toți cei care vin din zone care știu că sunt contaminate să se autoizoleze la domiciliu 14 zile și să respecte aceste condiții, pentru că astfel ne protejăm atât pe noi înșine, familia noastră, cât și comunitatea. Asta este ceea ce îmi doresc acum. Am spus-o și fac și un apel și la oamenii politici din Onești, din județul Bacău. Eu, începând de astăzi, nu mai fac politică până când această problemă nu dispare. Este momentul în care să ne gândim și să acordăm toată atenția și resursele noastre oneștenilor. Trebuie să fim atenți și să ne mobilizăm cu toată energia pentru a rezolva această problemă, care vedeți că la nivel național și la nivel european, mondial, este o problemă majoră. CFR Călători a luat măsuri de suspendare temporară a unor trenuri în traficul intern pentru perioada 20 martie-16 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire, fără a afecta însă posibilitatea de mobilitate a pasagerilor. În funcție de evoluția situațiilor, măsurile de suspendare temporară a unor trenuri vor fi luate astfel încât să se asigure în continuare mobilitatea pasagerilor și să se adapteze cât mai bine cerințelor de trafic pe intervalele orare cele mai solicitate ale unei zile. În tot județul s-au luat măsuri pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19. Mai multe instituții și-au suspendat activitatea cu publicul sau au limitat-o pe cât posibil. Detalii urmăriți în materialul următor. Noi am restricționat programul la primărie, DGAS, bibliotecă, muzeu și urmează ca mâine într-o ședință extraordinară a Consiliului Local să stabilim programul de funcționare la oborul săptămânal, la piața agroalimentară a municipiului Onești, pentru că nu primarul printr-o hârtie, printr-un ordin poate să reducă activitatea sau nu, ci doar Consiliul Local, care în prealabil, la fiecare început de an, aprobă regulamentul de funcționare a instituțiilor fiecăreia în parte, a acestor entități. Fie că se numește obor săptămânal, fie că se numește piață agroalimentară. Ministrul Finanțelor Publice a anunțat că renunță la propunerea de amânare a depunerii documentelor fiscale, motivând că au fost adoptate mai multe măsuri pentru susținerea mediului de afaceri. Și asta la doar câteva zile de la declarația Ministrului Finanțelor Sorin Câțu, prin care a anunțat mutarea până la data de 25 aprilie a termenului final de depunere a situațiilor fiscale. Prin urmare, termenul de depunere a declarațiilor fiscale rămâne tot 25 martie. Totuși, finanțele transmit firmelor că dacă au întârzieri vor beneficia de toată deschiderea și indulgența. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo.
Miercuri 25 martie vom avea parte de ninsori sporadice, maxima va fi de 1 grad Celsius, iar minima de minus 1 grad Celsius. Joi 26 martie vremea se va încălzi, maxima va ajunge la 9 grade Celsius, iar minima va fi de 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!